Invitatul Dalilei de astăzi este dovada maximă că în România se întâmplă foarte multe lucruri frumoase create de oameni cu adevărat minunați. Numele lui e strâns legat de marile succese ale fotbalului românesc. Zeci de goluri a înscris pentru Steaua și Naționala României și a dus acasă Cupa Campionilor Europeni tocmai din Sevilla, unde a cerut să bată și a tras cu fentă atât de calm și de natural, încât peste exclamații de admirație orice cuvânt este de prisos, ne spune chiar Wikipedia. A fost coleg și este prieten cu Hagi, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu, Stelea, Pițurcă, Bioloni, Ducadam, devenind ca și ei idol pentru generații de iubitori ai sportului rege. A jucat pentru România la un campionat mondial și a antrenat ca secund echipa națională. A mai mers la două mondiale în calitate de antrenor secund și a spus mereu peste tot cu mândrie că e român. Pentru toate aceste motive și atât de multe altele, suntem onorați să vi-l prezentăm la Fițe cu Dali pe Gavrilă Pele Balint. Ne-am întâlnit la un ceai de asomie în grădina hotelului Ramada din Herăstrău și a fost o reală plăcere să petrecem câteva momente alături de un bărbat pedant, extrem de amabil și natural, așa cum pot fi doar cei care nu mai au nevoie să-și dovedească valoarea. O zi de vară, un invitat de excepție, un interviu senzațional, Gabi Balint la MIS TV, televiziunea oamenilor frumoși din România. Bună ziua, domnule Gabi. Ce faceți? Bine, mă relaxez în vacanță. Ne aflăm la Hotel Ramada Nord. Pe această cale mulțumim celor de aici pentru că ne-au permis vizita și mulțumim pentru ospitalitatea lor. Spuneți-mi, practic sunteți o legendă. Aș vrea să știu când, la ce vârstă ați început să practicați fotbalul de performanță. Fotbal de performanță în momentul în care am fost legitimat la Steaua, să spun așa, dar am început mult mai înainte, în localitatea unde m-am născut, în St. George Băi, la juniori, apoi Gloria Bistrița, apoi am venit la centrul Luceafăru, care era un centru pentru cei mai buni juniori din țară, semnând în 81 cu Steaua București. De acolo pot să spun că am început viața de fotbalist profesionist. Bine, nu erau profesioniști în acea perioadă în România, dar din punct de vedere al pregătirii și al nivelului la care am jucat, pot să spun că eram un jucător profesionist deja. Cine v-a descoperit talentul? Talentul? Nu știu dacă am fost un jucător cu talent. Eu am muncit foarte mult ca să ajung unde am ajuns. Îmi cer scuze, dar fără talent să ajungeți la asemenea performanțe... Eu cred că vina, în ghilimele, aparține tatălui meu, pentru că el a început să mă... Da, el... Așa e. El fiind și el jucând fotbal în tinerețe, își dorea să aibă un fiu fotbalist și dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, m-a învățat să, de mic, să lovesc mingea, să mă îndrăgostesc într-un fel de minge și de acest sport și cred că trebuie să-i mulțumesc lui în cea mai mare proporție. Să înțeleg că fotbalul a fost iubirea vieții dumneavoastră și este în continuare? Nu o femeie? Da, da, este fotbalul. E greu să compari iubirea pentru fotbal cu iubirea pentru femeie sau pentru copii sau... Dar prioritate. Dar într-adevăr... Ca și prioritate. Da, într-adevăr, fotbalul a însemnat foarte mult, poate totul în viață, pentru că mi-a dat foarte mult, m-a educat, mai ales și echipa la care am jucat la Steaua București 9 ani de zile. Am învățat foarte multe și a fost și în perioada în care eu cred că m-am dezvoltat ca adolescent, apoi ca un fotbalist care a ajuns să joace și 3 ani în Spania, într-un campionat foarte puternic. Deci trebuie să-i mulțumesc mult fotbalului și eu cred că i-am dat și eu înapoi așa, atât cât am putut. Cu siguranță. Aș vrea să-mi spuneți cine v-a cumpărat prima pereche de încălțări profesioniste, de care bănuiesc că ați fost foarte mândru în acea perioadă. Tot tatăl meu, normal, și prima minge, și a doua minge, și a zecea minge. În perioada aceea erau mingi de cauciuc care se spărgeau ușor. Și prima călțăminte, primele ghete de fotbal, el mi le-a cumpărat și țin minte că în acea perioadă crampoanele erau făcute manual de cizmari, din piele, cu cuie, cu... Nu existau crampoane înșurubabile, așa cum au existat acum, nici măcar astea nu mai există, că talpa de gheată acum este total turnată din plastic
s-au schimbat multe lucruri de atunci. Însă țin minte și mingea cu șiret, pe care dacă o loveai... Cum vine asta? Eu n-am auzit. Cum adică minge cu șiret? Era minge din piele și avea o cameră, nu cum, cum are și bicicleta, cameră și orice roată, dar în interior. Și atunci, clar, se umfla acea cameră și apoi era un șiret acolo care trebuia legat, nu? Ca să... Iar în momentul în care loveai mingea cu capul și nimereai în acel loc... Făceați un mare cucui. Era... cu cui și aproape de comoție era. Chiar acum am văzut că s-a descoperit, de fapt nu s-a descoperit nimic. Doctorii au spus că e foarte periculos pentru fotbaliști în momentul în care lovești mingea cu capul. Și când mă gândesc de câte ori am lovit-o cu capul și de câte ori mingea aceea a fost îmbibată cu apă și nu mai vorbesc, sau am primit un șut în cap, înseamnă că trebuie să merg să-mi fac și eu știu, în control acum. Pentru că... Sunt convinsă că sunteți bine. Capul dumneavoastră arată în regulă. Da, nu are păr, e Știți cum e vorba aceea? Părul, capul deștept e părăsit de păr sau nu știu, ceva da. De genul ăsta. Îmi cer scuze dacă am folosit sintagma. Da, părul prost părăsește capul deștept, cam așa, așa e. Domnule, da, așa, domnule Balint, vedeți că știți. Eu am păr. Încă, Doamne ferește, sper să n-ajungem la alte probleme. După cum toată lumea știe, ați câștigat împreună cu echipa Steaua București senzaționala Cupa a Campionilor Europeni la Sevilla în 1986, vedeți că știu. Când aveai câți ani? Nu stăm să calculăm, acum eram foarte mică. Ați marcat unul din cele două goluri care au făcut practic istorie. Aș vrea să ne întoarcem puțin în timp și să vă aduceți aminte acel moment când erați în fața porții, trebuia să marcați. V-a fost teamă că o să dați rateu? Era o presiune fantastică. Termen din fotbal. Nu, m-am uitat la televizor. Expresia, o să dai un rateu. Este specific fotbaliștilor. M-am uitat puțin aseară la un meci. Ți-era frică că o să ratezi? Mă rog. Rateu dai în alte. Cred că sunt corecte ambele exprimări. Da. Era o presiune fantastică pe umerii dumneavoastră. Era normal. Jucam pentru titlul de campion european atunci și am ajuns la partea finală când practic e o loterie. Nu? Și sincer, emoții am avut în momentul în care am plecat spre minge, dar înainte nu, pentru că m-am oferit să bat penalti la sfârșitul celor 100. Ce a fost în capul dumneavoastră să vă duceți? Eu vreau să execut lovitura. Eram mai năzdrăvan atunci, aveam 23 de ani. N-aveam prea multă minte, e adevărat. Și probabil și asta, dorința asta sau de a... Mă gândeam, zic, s-a terminat meciul și zic, nu o să rămân acolo cu nimic. Până la urmă am jucat 120 de minute, dar vroiam să rămână ceva. Numele meu să fie undeva acolo, nu numai în cei 11 jucători care au jucat. Și atunci am ales să bat. Emoțiile au început în momentul în care am plecat spre minge. Atunci mi-am dat seama că pot să ratez. Însă eu cred că m-a ajutat și portarul lor, pentru că el a plecat puțin înainte de a ajuta și mi-a oferit tot colțul din dreapta lui. Un joc psihologic. L-ați simțit? Penaltiul este un joc psihologic întotdeauna între portar și cel care execută. Portarul încearcă să anticipeze unde va bate, jucătorul trebuie să-și aleagă un colț sau unii așteaptă. Asta e o mișcare proastă, pentru că după aceea am mai bătut penaltiuri și am ratat. În momentul în care aștepți ca portarul să facă mișcare, să-ți ofere, eu știu, un colț, greșești, pentru că el poate să facă o fentă, că pleacă într-o parte și pleacă în cealaltă parte și atunci poți să ratezi. Și asta mi s-a întâmplat și mie, după care am schimbat și eu tactica, mi-am ales întotdeauna un colț de la început și mergeam și șutam în colțul respectiv, fără să mă mai gândesc sau să mă mai uit la portar. Spuneți-mi după victorie, cum ați sărbătorit? Vreau să fiți sincer și să-mi spuneți dacă ați băut și dacă ați tras o beție din aia zdravână. Beție zdravână n-am tras, dar de băut am băut, pentru că nu eram nici noi uși de biserică, eram... Și noi când scăpam, mai ales că în perioada aceasta stăteam mult în cantonament, țin minte cum am distrat. Noi am făcut o mică petrecere la hotel, ne-au pregătit-o cei de acolo, chiar și cu un tort mare așa.
chiar dacă erau spanioli, totuși ne-au respectat și s-au bucurat pentru noi, cei din hotelul în care am stat. Țin minte că la un moment dat am ieșit cu Belodedici să ne plimbăm așa pe străzile din Sevilla. Nu ne venea să credem că am reușit să câștigăm acea cupă. Sigur, mai eram și puțin amețiți de băutură, de vin. Noi vin beam totdeauna, asta bem și acum, nu prea suntem prieteni cu tăriile. Și chiar ne întrebam, tu realizezi, eu încă nu realizez. Am realizat abia când am ajuns în țară și când am văzut la aeroport 10.000 de oameni strânși acolo, care ne-au așteptat o zi întreagă să ajungem să ne ovaționeze. Atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, dacă ar fi fost vremurile de acum, să putem să facem și noi cu un autobuz din acela descoperit, eu știu, o paradă prin oraș, ar fi fost altfel. Acum Steaua e altfel și mă bucur că noi am construit sau am născut în acea perioadă mulți suporteri ai Stelei care sunt astăzi și din această cauză eu cred că Steaua are cei mai mulți suporteri din țară. Apropo de Steaua, care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de situația actuală de la Steaua? E o situație ok la Steaua. Steaua a făcut un campionat foarte bun, campionatul trecut, pe care l-a câștigat, a făcut în Europa furori, să zic, la nivelul la care e România, așteptăm mai mult în acest an. E un club organizat, un club mare, cu tradiție. Ce pot să spun? Înțeleg că plecarea lui Gigi Becali n-a influențat în mod negativ echipa Steaua. Nu știu dacă a influențat sau nu, vom vedea acum, că va începe un nou campionat peste puțin timp și vom vedea cum se va prezenta Steaua. Însă Steaua este un club organizat care în momentul de față se autofinanțează. Are jucători de valoare pe care oricând poate să-i vândă pe sume mari. Deci nu cred că va avea probleme. Eu cred că e singurul club în momentul ăsta în România care nu cred că va avea probleme din punct de vedere financiar, mai ales dacă se va califica în grupele Champions League. Care vi se pare cel mai bun fotbalist? Atât pe plan internațional cât și pe plan local. Internațional îmi place mult Messi, asta e clar. Și Ronaldo, acum Neymar îmi place, aștept să-l văd cum se va descurca la Barcelona. În România, sigur, sunt și în România o serie de jucători. Unul, topul, da. Uite, cu asta m-ai surprins acum, că mi-e greu să mă gândesc la un jucător. Borceanu, să zicem. Îmi place din toate punctele de vedere. Știi, când analizezi un jucător... Atelor dați pe Google, eu nu știu personal. Nu. Păi ia să te documentezi puțin. Da, să zicem că nu am interacționat niciodată cu un fotbalist și poate că nici nu-mi doresc. De ce? Păi știți că există mitul acela cum că fotbaliștii nu sunt inteligenți, nu sunt nu știu cum. Chiar, de unde credeți că a apărut această prejudecată? Dumneavoastră, demontați mitul. Nu trebuie să generalizez întotdeauna și în fotbal sunt destui oameni și fotbaliști inteligenți care au și alte preocupări, nu numai fotbalul sau discotecile și mașinile frumoase sau fetele frumoase. Adică aceștia tineri cam cu asta se ocupă, să fim serioși. De ce să ne ascundem după deget? Nu toți. În mare proporție. Deci nu toți. Da. Mare proporție? Și care e proporția? Ai făcut vreo... Nu știu, e o părere personală și până la urmă, exact cum am spus mai devreme, este o prejudecată. Nu mă certați acum. M-am spus că dumneavoastră demontați acest mit. Îți mulțumesc pentru asta, dar eu cred că nu trebuie să generalizăm, pentru că și în fotbal sunt. Și chiar ți-am dat un exemplu și de asta vreau să spun că din toate punctele de vedere îl admir, nu numai ca fotbalist. El nu este un fotbalist spectaculos cum e Messi sau Ronaldo, adică, dar este un fotbalist care în teren dă totul, care e și un capitan de echipă, care întotdeauna impulsionează foarte bine, impulsionează pe ceilalți jucători. Și de asta zic că e un exemplu. Dar cel mai frumos fotbalist care vi se pare? Cel mai frumos, care arată cel mai bine? V-am spus că nu cunosc fotbaliști. Dați-mi un pont, uite. Ne urmăresc foarte multe fete în acest moment și poate sunt curioase să vadă părerea lui Gabi Balint vis-a-vis de acest subiect. Deci la asta nu pot să mă pronunț eu. Ar trebui să deschideți, eu știu,
un blog sau așa, unde fetele să-și dea cu părerea care e cel mai frumos fotbalist. Eu nu pot să analizez un bărbat din punctul ăsta de vedere, însă dacă vrei treaba mea care e cea mai frumoasă, nu știu. Da, chiar vă rog, chiar vă rog. Mi-a dat-o la fileu, să rămânem în aceeași postură, să zic așa. Care vi se pare cea mai frumoasă prezentatoare, persoană publică, să generalizăm? Cea mai frumoasă persoană publică? Și în televiziune. Și aici sunt mai multe pe care le ade. Uite, care mi se pare din toate punctele de vedere tot la fel și o doamnă, este Oana Cuzino. Ea mi se pare... Da. Nu? Am ghicit? Ai văzut? Foarte frumoasă, foarte frumoasă, da. Stilată, rafinată, da. Cu o carieră în spate, familistă, exact. Deci asta trebuie să admirăm, nu? Din toate punctele de vedere. Încet, încet observ că ne întoarcem la valori. Într-o lume în care nu valorile și-au pus amprenta asupra caracterului uman. Dar mai dați-mi un exemplu, mai vreau. De ce? Încă o femeie pe care o admirați. Nu vă mai întreb de bărbați, că o să-mi spuneți că nu știu. Andreea, o să mă întrebați din nou. Andreea Esca. De ce Andreea Esca? Florentina Opriș. De ce Andreea Esca? Pentru că o și cunosc personal, am lucrat și eu în ProTV câțiva ani de zile și la fel. Din toate punctele de vedere o admir. E foarte bună profesional.